ziua tuturor cetățenilor, mersi reprezentanților mass media că au dat curs invitației la această conferință de presă. Împreună cu unii colegi de-ai mei deputați am vizitat mai multe instituții ale statului, în special cele care vizează domeniul justiției. Am discutat cu mai mulți cetățeni care, în general, domeniul justiției ne vizează pe toți în egală măsură și, practic, influențează orice alt domeniu de activitate în stat. În urma discuțiilor pe care le-am avut și constatările pe seama justiției nu sunt noi, avem o gravă problemă a sistemului judiciar din Republica Moldova și, în acest sens, am decis să facem o conferință de presă care să ne expunem poziția noastră pe reforma justiției și să avem propuneri concrete care trebuie să fie executate imediat pentru a avea o justiție liberă, independentă, pentru a combate corupția la nivel mare care persistă în Republica Moldova și nu doar la nivel de percepție. Reforma justiției și combaterea corupției a fost și rămâne una din tematicile inepuizabile a discuțiilor în societate, deoarece cetățeanul de rând nu mai poate tolera corupția și neprofesionalismul care în multe cazuri caracterizează acest sistem. Oamenii simpli își doresc să aibă o justiție corectă, echitabilă, care să nu depindă de buzunarul sau de puterea cuiva. Ei își doresc să li se facă dreptate conform legii, care este una, comună pentru toți, dar nu conform unor criterii de privilegiere. În așa caz, justiția își pierde sensul, iar indignarea cetățeanului ar putea să se transforme în neîncredere și ură față de cei care au rolul și sunt plătiți pentru a face justiție. Acestea sunt lucruri bine cunoscute și discutate în public și în privat de multe ori. Avem victime ale sistemului nostru de justiție invalid și asta ne confirmă jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului. Și nu putem și nici nu ar fi corect să negăm acest fapt. În toți acești ani s-au făcut și promis reforme peste reforme. S-au elaborat mecanisme și strategii de combatere a corupției mari și de evaluare a integrității procurorilor și judecătorilor. Într-un final, am fost capul afișelor în presa internațională la capitolul corupției și injustiției. Niciun judecător sau procuror, deși avem multe mecanisme, nu a fost sancționat pentru îmbogățire ilicită sau pentru hotărârile controversate care au prejudiciat statul și cetățenii. Vorbesc despre procurorii și judecătorii care și-au construit adevărate muzee în care trăiesc. Am discutat apropo cu oamenii care au făcut reparații în aceste moșii. Am discutat cu oamenii care au prestat servicii pentru boierii justiției moldovenești. În unele case ale unor așa numiți demnitari, până și robinetele sunt aurite, iar luxul pe care l-au obținut din donațiile modeste ale unor rude pensionari îl împart cu anturajul său. Amantele sau amanții care nici nu se jenează să vină la serviciu cu mașini de milioane. Unii și-au construit afaceri cu profit, înscrise pe rude și protejate de funcțiile pe care le dețin. Poale Lungi, Popov, Venițchi, Druță, Gavajuc, Melniciuc sunt doar unele nume exemplu. În 2019, după adoptarea hotărârii de captivitate a statului, inițiat de Andrei Năstase și promovată cu multă insistență de Platforma Demnitate și Adevăr, s-a încercat curățarea din temelia sistemului de oameni corupți. Am insistat la declanșarea unor proceduri dure, dar necesare. Cunoaștem că mulți infame justiției moldovenești stăteau pe bagaje și cu frica de a fi ridicați. Apelurile și insistența noastră, din păcate, nu au fost auzite și s-a recurs la un mecanism declarat mai târziu neconstituțional. Totodată, menționăm că doar datorită acestei hotărâri a Parlamentului au fost plecate multe capete din justiția moldovenească. Procurorul general, judecătorii Curții Constituționale, președintele Curții Supreme de Justiție, vicepreședintele Curții Supreme de Justiție, toți acești oameni au plecat datorită hotărârii cu privire la starea de captivitate a statului. Prin voință sinceră de a curăța sistemul și prin acordarea independenței pentru unii procurori de a curăța sistemul, s-a pornit investigarea adevărată a unor dosare de rezonanță. Metal Feroz, uzurparea puterii în stat, concesionarea aeroportului, Arena Chișinău, răpirea profesorilor turci, dosarul miliardului, dosarul laundromatului și multe alte dosare care ne vizează pe noi toți. Dosare pornite la insistența și presiunea noastră, din păcate, acum lăsate uitării. În 2020 se promite o altă
reformă, așa numită reformă scurtă a justiției. În esență, am asistat la votarea mai multor proiecte ce aveau drept scop acapararea politică a Consiliului Superior al Magistraturii pentru ca politicul și în speță Igor Dodon a putea avea influență asupra proceselor de numire, promovare și sancționare a judecătorilor. Anume sub acest aspect politic a fost promovat la șefia Curții de Apel Vladislav Klima, judecătorul care a menținut hotărârea de invalidare a legilor din municipiul Chișinău. Ca să vă asigur de influența politicului în aceste numiri, vă reamintesc despre scandaloasa înregistrare audio dintre Igor Dodon și Ion Ceban, care discutau la telefon despre deja hotărârea de invalidare, prin care se înțelege foarte clar că există o înțelegere între Plahotniuc și Dodon, PSRM și PD, asupra invalidării alegerilor. Acum suntem într-o nouă fază. O rază de lumină în acest întuneric s-ar părea că apare atunci când dispare indiferența și societatea întreagă se implică în a găsi soluții pentru a schimba lucrurile din acest domeniu. În acest sens, propunem următoarele 5 acțiuni care urmează a fi realizate imediat. 1. Evaluare extraordinară a tuturor judecătorilor și procurorilor la capitolul profesionalismului. Evaluarea extraordinară a tuturor judecătorilor și procurorilor la capitolul integritate prin folosirea detectorului cu minciuni. 2. Extinderea mecanismului de evaluare a averilor pe rudele demnitarilor. 3. Restructurarea Autorității Naționale de Integritate. 4. Modificarea codului penal al Republicii Moldova în vederea egalării acțiunilor de corupție ca infracțiuni împotriva statului. Ceea ce presupune că acțiunile de corupție să nu mai fie sancționate în cel mai bun caz cu o pedeapsă de 3-7 ani, ci cu o pedeapsă de cel puțin 20 de ani pentru toți corupții. 5. Reformarea CSP-ului și CSM-ului, astfel încât componența acestor institute să nu depindă de voința schimbătoare a politicului din Republica Moldova. În speță, acestea sunt 5 priorități pe care trebuie să le aibă statul și implementarea cărora trebuie să survină imediat. Sigur că sunt probleme și în alte domenii ce vizează justiția, domeniul avocaților, executorilor judecătorești, notarilor și așa mai departe. Însă, la momentul actual, am elaborat deja proiecte care vizează implementarea celor 5 acțiuni pe care astăzi le prezint publicului. În concluzie, câteva zile în urmă am făcut un apel către toți judecătorii și procurorii corupți. Să ia exemplu de la Eduard Harunjan, de la foștii judecători a Curții Constituționale implicați în scandaluri care au luat hotărâri ilegale, care au participat în acte de corupție, să-și depună de bunăvoie demisiile. Imediat după preluarea pârghiilor guvernării, Platforma Demnitate și Adevăr nu va avea toleranță față de corupți și față de corupții. Și nimeni nu le va putea garanta posibilitatea ca aceștia să fugă din țară așa cum s-a întâmplat cu alți infami demnitari din Republica Moldova. Asta am avut de a vă spune. Vă mulțumesc pentru audiență. Dacă nu sunt întrebări, vă anunț că curând vom ieși și cu propuneri concrete pentru alte domenii ce vizează sistemul judiciar din Republica Moldova. Vă mulțumesc!